Ne duci în sezon Pască, mâncăm Pască și ne culcăm, ne odihnim de toată săptămâna de lucru. O să petrec sărbătorile pascale cu părinții mei împreună acasă. Băim ouăle, coacem Pască dinainte, e așa, ca pentru ce casă tot cele. Ne ducem în tai la biserică, sfințim acolo cât ceva pe urmă. Cu familia, cu părinții bătrâni, cu ginerii pe care vin de pește hotare și întâlnim, da, cam cu sărășii mare. Îmi ducem la Sfântul Pască, pe urmă venim acasă, iucnim câte ou și tot. Îmi ducem la păduri, mai hădinim. Stau acasă, vin copiii, în altceva și să facem, asta-i. Avem jite, avem puraială, mult împrejur că nu avem unui duș. Părinți nu avem, asta suntem bătrâni. Nu, că ajuns sergă, că bă, ne znaie, potom prihlui domoi. Садим се за стол, кушаем. Părinții, prieteni, prieteni. Ne odihnim puțin. Sărbătorile pascale, ca orice moldovean, mă gândesc să-mi băiesc ouăle, să-mi fac pască. Chiar ne-am cumpărat brânză, smântână, lapte, ouă, ca să gătesc numai decât după toate tradițiile care sunt. Vreau un iepuraș, fiindcă eu nu mănânc cârlanul și... Doresc la toată lumea să aibă sărbători fericite și la mulți, mulți ani înainte să fim sănătoși. Sărbătorim. Cum? Cu familia, cu băieții, cu copiii. Eu la fel, cu prietenii și cu părinții și pe acasă așa. Cu familia, cu prietena, cu prietenii, sara. Cum s-a primit? Ca de Paște, încă venim, prăjim televizorul, novostele și altceva și poate să se. Eu hodinim. Așezăm masă de dimineață și ne mai jucăm cu copiii, nepoții. Ne odihnim cu copiii, facem Paște. Cu ou, cu pască, cu culici, cum mai zici acolo. Budem cușa, pici, adihati.